Bună, dragilor, și bine ați venit sau revenit pe canalul meu dacă sunteți aici de mai mult timp. Dacă acum mă vedeți pentru prima dată, îmi pare bine să vă cunosc. Numele meu este Cristina și m-aș bucura tare mult să vă gândiți să vă abonați acestui canal. Mă ajută foarte, foarte mult, iar pe voi nu vă costă absolut nimic. Hai să trecem la subiectul clipului de astăzi. După cum probabil ați văzut din titlu, vom vorbi despre rujurile din colecția mea sau, mă rog, toate rujurile pe care le am. Și vreau să răspund și la întrebarea: oare chiar avem nevoie de atât de multe rujuri? Eu personal le-am numărat, am 19 rujuri în garderobă, în colecție. Mi se pare un număr foarte mare și trebuie să recunosc că nu le folosesc pe toate tot timpul. Am câteva preferate pe care le folosesc cel mai des, iar restul așa, din când în când și când îmi aduc aminte de ele, de multe ori le și uit prin sertare. Sper că am adunat tot acum, am încercat să adun tot de prin casă toate rujurile. Și da, am să încerc să vă fac și swatch-uri aici, am pregătit antebrațul, așa că ce să zic, sper să vă placă clipul de astăzi și hai să-i dăm drumul la treabă. O să încep complet aleator. Uite, primul e, le-am așezat eu aici în cutiuța asta, nu pot să o țin în picioare pentru că altfel s-ar răsturna. Și o să le iau așa, pur și simplu, cum s-au nimerit, că nu le-am pus într-o anumită ordine. Și primul este un ruj de la NYX, Professional Makeup Shine Loud Overnight Hero, așa arată. Trebuie să recunosc că nu l-am cumpărat eu, l-am primit cadou de la sora mea. Sora mea l-a cumpărat de la Roberta Chirilă și nu i-a plăcut surorii mele, așa că a zis că să încerce să mi-l dea mie. Încerc să găsesc o nuanță, nu știu dacă asta este, dar scrie aici SLHP08, deci presupun că este nuanța 08. Uite, nu prea ne ajută camera astăzi cu focusul, dar da, asta este rujul. Are două capete, are un capăt cu culoare și un capăt cu luciu, cu gloss, e transparent, dar dă un luciu foarte frumos și așa, stilul pensulă. Foarte fain, foarte mult îmi place glossul ăsta și l-am mai folosit așa peste alte rujuri. Și culoarea asta, când mă uit așa la ea, îmi place. E așa un movaliu, însă pe buze, la mine cel puțin, nu arată deloc bine, trebuie să recunosc. Nu știu de ce, mă face să arăt șters, așa, să-mi șteargă trăsăturile, dar ea în sine mie mi se pare o culoare frumoasă. Și hai să fac și un mic swatch. Uite, așa arată. Sper că puteți să vă dați seama în lumina asta. E foarte puternică lumina, sper să nu ardă imaginea. Deci, acesta este. În schimb, marele avantaj al acestui ruj este că e foarte, foarte rezistent pe buze. Rezistă foarte bine la transfer. Cred că aș putea îndrăzni să spun că poate chiar mai bine decât cel de la Maybelline Superstay. Deci da, un ruj foarte rezistent. Dacă nuanța ar fi arătat mai bine pe mine, cu siguranță că l-aș fi purtat mai mult. Recunosc că l-am purtat, cred că de două ori de când îl am și l-am de vreo 4 sau 5 luni. Așa că da, nu mi se potrivește nuanța, pur și simplu, dar am să încerc să-l fac să funcționeze, că deja nu mai avem la cine să-l dăm, că de obicei cosmeticele astea cu aplicare pe piele sau pe buze, cum e rujul, nu prea le poți împărtăși, nu prea le poți schimba cu străini, așa că na, de la mine la soare mai departe n-are unde să se ducă. Așa că o să mă lupt să-l fac să funcționeze. Hai să vă mai arăt un gloss luciu ruj cu sclipici de la Bourjois, F3D. Zice că este gloss pentru volum și strălucire, Volume and Shine Elixir, Balm Action Moisture 8 Hours. Da, într-adevăr, se simte foarte hidratant și foarte plăcut pe buze și este și rezistent. Nu cred că chiar 8 ore, nu cred că aș putea spune că chiar 8 ore rezistă, dar da, este destul de rezistent. Așa arată, este cu pensulă din asta, nu este stil aplicator, ci este chiar stil pensulă. Cred că nu v-am spus nuanța. Nuanța este Rose Symphonic, numărul 20, de la Bourjois. Unde ești? Că nu te văd. Așa. Eu l-am luat de la Import Direct și nu l-am mai văzut pe niciun alt site. Deci, nu știu, poate nu se mai fabrică sau habar n-am, dar nu l-am mai văzut prin altă parte. Și am să vă fac și un mic swatch. Sper că se vede. Este un roz,
într-adevăr că se vede rozul, cu foarte multe irizații, cu foarte mult SIDEF. Nu știu dacă a fost cea mai bună idee să vă fac swatch-urile așa pe antebraț. Dar da, așa arată. Îmi place, uite, îl port chiar acum, l-am dat, de fapt port trei rujuri în momentul de față, am făcut o combinație. Și ăsta l-am pus aici pe deasupra și în centru buzei ca să pară un pic mai voluminoase buzele. Îmi place rujul ăsta și da, l-am portat, îl port și peste alte rujuri, îl port și de sine stătător, deci da, e clar, îmi place și senzația pe care o lasă pe buze este frumoasă. Hai să vă arăt un ruj care este vechi în colecția mea, un ruj lichid și care urmează să se termine în curând, că deja am început să trebuiască să fac așa, să iau de pe pereții recipientului, că în interior nu mai este foarte mult, de la Maybelline Superstay, nici nu cred că mai trebuie să vă spun, cred că toată lumea recunoaște ambalajele astea, Superstay Matte Ink, nuanța este 05 Loyalist și este un nude foarte, foarte frumos și acesta este rujul pe care îl port ca bază. De obicei, când vreau ca o culoare să-mi reziste mult pe buze, dau cu ăsta dedesubt. Deci primul strat va fi din nude-ul ăsta pentru că nu alterează culoarea rujului, fiind un nude foarte apropiat de nuanța naturală a buzelor mele și hai să fac și la el un swatch și sper să puteți vedea, așa arată. Îmi place foarte mult și este și foarte, foarte, foarte rezistent. Și da, ce să vă mai zic, că o să-mi reziste foarte mult pe mână. De obicei, când fac swatch-uri cu tot spălat pe mâini și cu tot, îmi rezistă până a doua zi. Deci un ruj super, mega rezistent. Și hai să mergem mai departe. Uite, am nimerit acest mov foarte frumos, o culoare foarte frumoasă și foarte bogată, tot un ruj lichid, de la Phase Zero este și nuanța se numește Bad Habits. Eu l-am găsit într-o cutiuță Pick and Dazzle, apropo am primit întrebări pe Instagram despre el, da, de la Phase Zero și vă ziceam că l-am găsit la Pick and Dazzle. Uitați cât este de frumoasă culoarea și cât este de bogată. Asta este ultima. Și în plus este o culoare, o nuanță care mie mi se potrivește, fiind movul acesta, având subton albastru, îmi face dinții să pară mai albi și mi se pare că îmi stă foarte bine cu nuanța asta. Este și el destul de rezistent. Nu rezistă neapărat la transfer, deci de pe buze, dacă mâncați, dacă beți, mai ales de mai multe ori pe parcursul zilei sau al serii, nu știu dacă sunteți la o petrecere undeva, o să se șteargă, însă pigmentul rămâne. Este foarte, foarte pigmentat și se văd buzele în continuare mov, chiar dacă își pierd strălucirea și stratul ăla de deasupra, rămân pigmentate buzele. Deci mergem mai departe. Am aici un ruj, cred că de la NARS scria pe el că ar fi fost, nu mai țin bine minte, nici nu se mai vede, dar vă spun sincer, eu cred că este un fake, l-am luat dintr-un, numărul este 10, nuanța, și este un cărămiziu așa, l-am luat dintr-un magazin din ăsta de cartier, care na, se lăuda că aduce produse originale. Nu prea cred, să fiu sinceră, cred că e fake. Însă, nuanța îmi place foarte mult. E chiar o culoare foarte frumoasă. Hai să-i fac un swatch. Și cum să-l dau eu ca să-l vedeți voi mai bine. Uite, încerc să-l dau așa mai în jos un pic. Este un cărămiziu absolut superb. Absolut superb, ia uitați-l. Și pe buze arată absolut fantastic, foarte frumos arată pe buze. L-am purtat recent și foarte mult îmi plăcea cum îmi stă. Da, un cărămiziu mai închis decât corai în orice caz. Cred că are subton roșu, dar foarte mult îmi place. Sunt mega încântată de el și nu mă deranjează că este un fake. Asta e, m-am băgat cu ideea, nu mai știu, n-a fost nici scop, nu mai țin minte exact cât, dar da, îmi place foarte mult și chiar îmi propun să-l port mai mult în perioada următoare. Nu e neapărat o nuanță pe care să o porți așa de toată ziua, fiind așa mai închisă, dar la o ocazie mai specială, la o petrecere, la ceva, merge și încă foarte bine. Uite, am pus mâna pe un ruj din acesta de tip baton, următorul, este de la Avon. Cred că este ultra matte sau ultra color rich, ceva de genul ăsta se numește ca și gamă. Nuanța este Red 2000, sper să puteți vedea. Așa. Și este un ruj super, super cremos și foarte, foarte hidratant. Îmi place foarte mult cum se simte pe buze. Iar culoarea este un roșu cât se poate de clasic. Uite, am să-l aplic chiar aici.
Un roșu, eu aș zice că este cu un subton corai. Îl vedeți? Asta de aici este. Hai să-l pun așa. Acesta. Îmi place, îmi place și această culoare. Nu pot să zic că e culoarea care mă avantajează cel mai mult, nici nu mă dezavantajează. Aș fi preferat ceva cu un subton mai rece, dar e ok fără să fie preferatul meu și fiind și o culoare așa un roșu destul de aprins, e destul de greu de purtat. Adică na, nu e genul de culoare pe care s-o port toată ziua la serviciu, la birou și... Na, e mai de ocazie, așa că sunt mai rare oportunitățile pe care le am să o port, însă, de exemplu, o port pe videouri. De multe ori când filmez clipul pentru YouTube, port culoarea asta și îmi place cum îmi vine. Și hai să trecem mai departe la un ruj, tot așa de tip baton, la care nu se mai vede brandul, nu se mai vede nuanța, nu se mai vede nimic, însă știu că este de la Essence pentru că l-am primit de la Ralu într-un colet de Crăciunul trecut, cred. Așa arată nuanța. Să pun mâna ca să vedeți mai bine. E foarte frumoasă. Este un nude mauve. Deci e nuanța ideală pentru mine, aș zice eu, mai ales pentru ocazii așa mai casual, mai de toată ziua. Și hai să facem și un swatch. Numărul nuanței nu se mai vede, dar știu că este de la Essence și Ralu l-a avut dintr-un calendar de advent de la Essence. Acesta este, doamne, deci este absolut superb și îl port atât de des, îl port foarte mult la birou. Pentru că mi se pare o culoare super mega potrivită așa în ocazii office, în ocazii business și are și mauve-ul acela, e o combinație între nude și mauve, iar mauve-ul acela, iarăși având culoare rece în el, având albastru, îmi, tot așa îmi face dinții să pară mai albi, adică mă avantajează și toată, cum să zic, îmi luminează și îmi scoate în evidență tema, așa că da. Cu siguranță îl port, îl voi purta în continuare, îmi place tare, tare mult și mulțumesc mult lui Ralu că mi l-a trimis. Uite, hai să pun mâna pe asta, că a fost mai deasupra. Arată ca un disco ball așa, dar este un luciu de buze, un balsam, de la Sephora este și se numește Igloo. Hai că sper să-l pot și deschide. Vi l-am mai arătat în multe alte clipuri. Opa, mi-a și căzut capacul, nu contează. Culoarea este frumoasă, este un roz nude, un pic corai așa pal, dar într-adevăr foarte pal și este sidefat. Uite, să fac un swatch. Este sidefat, este mai mult ca un balsam cu foarte puțină culoare. Așa arată, acesta de aici este. Este frumos, însă mi se pare greu de, nu neapărat greu, dar nepractic de aplicat. Dacă ești prin oraș sau ești undeva pe fugă și vrei să ți reîmprospătești rujul, trebuie să bagi degetul, nu e igienic. Na, dacă ești, pui mâna pe, eu știu, pe tot felul de obiecte în public și apoi trebuie să bagi mâna în balsam ca să-l dai pe buze. Nu prea-mi place, dar îl port și chiar îmi doresc să-l termin pentru că îl am de mai mult timp și nu vreau să-l las să expire, mi-ar părea rău. Următorul este un ruj de la Maybelline. Nu știu exact, Color Sensational se numește, da, uite că am găsit aici. Iar nuanța este Feel Pink, numărul 162. Îmi place foarte mult rujul ăsta. L-am primit cadou de la o verișoară, așa arată el. Este tot un ruj de tip baton, nu cred că mai trebuie să vă zic, ați văzut deja. Iar culoarea este un roz pal foarte frumos. O să vă fac și un swatch. Seamănă un pic cu nude-ul acesta movaliu de care nu se vede. Hai să fac swatch-ul astfel încât, pentru că deja încep să întorc mâna și voi nu-l mai vedeți ca lumea. Ia să vedem, acum se vede mai bine, da. Deci acesta este, trebuie să dau cumva mai sus aici, acesta este rujul. Seamănă un pic cu nude-ul acesta de aici, însă este mai deschis și parcă mi se pare și un pic mai roșiatic, mai roșu. Acela este mai degrabă spre mauve, însă și acesta îmi place, îl port și pe acesta la, nu numai la birou, că îl port în ocazii de toată ziua, mi se pare versatil și se potrivește în multe situații. Și pe acesta l-am de ceva timp și îmi doresc să îl termin tot așa din același motiv ca să nu expire. Mergem mai departe la un ruj de la MAC,
Oare, nu știu, mă întreb dacă o fi, pentru că și acesta a fost cumpărat împreună cu ăsta care zice că ar fi de la Nars, dar am serioase îndoieli. Nuanța îmi place, nuanța îmi place foarte mult. Este un lip gloss mat, iar culoarea este Riveting Rose, numărul 2. Nu știu dacă reușiți să vedeți, bate și lumina cumva ciudat, dar da, este un roz mov foarte pal. Da, deja încep să semene mult culorile între ele. Asta l-am cumpărat singură, celelalte au fost cadouri, dar cumva mi se potrivesc foarte bine. Și hai să facem și swatch pentru el. Hai să-l punem aici. Ia uitați. Deci dacă ne uităm la ăsta, ăsta și ăsta, cumva sunt, cred că componentele sunt de fapt aceleași culori, doar că sunt cumva combinate diferit și cantitățile diferă. Ăsta are ceva mai mult mov, ăsta a avut ceva mai mult roz și ăsta iarăși cu ceva mai mult, cu o cantitate de mov undeva între cele două. Dar la bază sunt aceleași, să zic așa, ingrediente coloristice. Tare mult îmi place. Ăsta e destul de rezistent. Nu l-am mai purtat de mult, e adevărat, dar o să încerc. O să încerc să recuperez, pentru că e o nuanță care îmi place, care mă complimentează. La fel, îmi scoate în evidență trăsăturile, îmi luminează fața. Da, chiar îmi place. Următorul este acesta. L-am în colecție, dar nu l-am folosit niciodată. Stați să vă zic că exact este de la Le RF, este un ruș franțuzesc. L-am privit de la Ana Pesclevei într-un swap al nostru și mă hotărâsem să-l păstrez ca să fac un giveaway. Între timp giveaway-ul s-a făcut, dar am înlocuit eu rujul, pentru că ăsta, fiind de mult la mine, s-a deteriorat. Nici nu mai miroase prea bine și nu știu, pare că a făcut, nu știu, condens, ceva de genul ăsta, pentru că are așa ca niște mici picături, nu știu dacă puteți să vă dați seama, dar are așa ca niște mici picături ce par a fi, nu știu, de apă sau de ulei și da, nu l-am trimis pe acesta la, ca premiu la concurs. L-am păstrat, dar nu cred că o să-l folosesc, că nu e chiar neapărat genul meu de culoare, e mult prea maro, zic eu, pentru mine. Cel mai probabil o să-l bag la declutter, mai ales că s-a și, vă ziceam că s-a, cred că începe să expire, că nu mai miroase bine, în fine. Și hai să facem și cu el un swatch, e chiar prima oară când îl aplic. Deja nu, vedeți, uleiul ăla de deasupra îl face să alunece și culoarea nu se aplică bine. Da, nu. Ăsta probabil va merge la declutter și chiar am să îl și pun separat, să-l pun la cutiuța cu declutter. Bun, merg mai departe și am nimerit încă un ruj de la Avon, tot din gama aceea ultra mat, cred că e asta, și nuanța este Mauve Matters. Așa arată. Ăsta este un ruj care îmi place foarte mult și cred că vă puteți da seama și după faptul că l-am folosit atât de mult. Deși este teoretic un ruj mat, feeling-ul sau finish-ul pe care îl lasă este cremos. Hai să-l aplic și pe el, uite aici. Și uitați-vă cât de superbă este culoarea asta. Iarăși, seamănă cu asta de aici, cu asta de aici, cu asta de aici. Deci este exact genul meu de culoare. Nu este foarte rezistent, se șterge repede de pe buze. În schimb, îmi place atât de mult culoarea încât n-am nicio problemă să-l reaplic de oricâte ori ar fi nevoie. Și în plus și hidratează buzele. Da, deci un ruj pe care vi-l recomand. Este o culoare foarte frumoasă care merge purtată în foarte multe situații, foarte versatil. Merge și purtată toată ziua, merge și la birou în contexte din astea mai office. Și cred că dacă aveți un machiaj puternic al ochilor, puteți să-l purtați și la evenimente mai speciale, ca să nu, cum zic, ca să contrabalanseze un pic machiajul puternic al ochilor. Deci da, se potrivește în cam orice situație, după părerea mea. Și da, am să-l termin și eu cu siguranță și chiar am să-l prioritizez, pentru că la fel nu vreau să expire. Nu a fost un ruj scump, nu mai țin minte exact cât, dar în orice caz e destul de ieftinel. Hai să mergem mai departe. Uite, am pus mâna pe încă un ruj lichid, cumpărat din același magazin ca și cele două, deci probabil că și ăsta este un fake, nu știu, n-am văzut asemenea
ambalajul la Victoria's Secret, deci presupun că este fake. Și zic e aici, encre mat velour pour les lèvres en crème. Deci, cerneală mată și catifel lat, așa, catifea, pentru buze de tip cremă. Ăsta e foarte rezistent, îmi amintesc foarte bine de el și tot așa, ca și nuanță, este tot un mov. Iar ca și, ca și aplicare, da, este mat și se usucă, se simte foarte uscat pe buze. Ca nuanță este tot așa un mov, dar cu mai mult portocaliu, mi se pare mie, cu mai mult subton deschis. Parcă ar bate un pic și spre maro, dar nu este maro. Iarăși, cu culoarea asta îmi stă bine, îmi și place, doar că e destul de intensă, destul de închisă și nu prea o pot purta în alte situații, în afară de ocazii speciale sau când mai filmez pentru YouTube, dar acum gândindu-mă nu l-am mai purtat de mult. Bun, hai să mergem la următorul. Următorul este un ruj de la Pharmacy. Îl am dintr-un swap pe care l-am făcut cu Milana Petrov anul trecut. Așa arată, este o nuanță absolut superbă, foarte, foarte, foarte frumoasă. Un corai cărămiziu, așa, mai mult, mai degrabă aș zice corai. Și hai să-i face și lui un swatch, sper că-l vedeți. Acesta este, deja imediat mi se termină antebrațul, acesta este, foarte frumos. Foarte frumos, este cremos, se simte cremos pe buze, nu este exagerat de rezistent, dar rezistă destul de bine, mi se pare de calitate bună, nu știu exact cât costă, nu cred că este foarte scump și mai am vreo 4. Hai să începem cu acesta de la Sien, lipstick. Este a doua oară când am rujul acesta, prima oară l-am avut sub formă de butter, de unt de buze, iar acum l-am luat ca și baton. Nuanța este 12, Berry Passion. De fapt, eu zic acum, dar de fapt îl am de mai demult. Uite că s-a mai și topit. De mirosit nu miroase rău, deci nu cred că s-a degradat. El are 24 de luni de folosire, însă cred că a stat aici undeva pe comoda asta și a stat în soare și un pic s-a topit. Oricum, el este un ruj cremos și hai să-i facem și un swatch. Și ăsta cred că este cel mai mov ruj pe care îl am eu în portfard, acesta este, dar îmi place foarte, foarte mult, este un mov destul de intens de altfel, îmi place, îl port și l-am purtat într-un clip destul de recent, da, din păcate, uite, ar fi trebuit să-l și șterg un pic, dar o să fac asta după ce termin de filmat. Îmi place, nu este un ruj rezistent, nu rezistă foarte mult timp pe buze. În schimb, este foarte pigmentat, pigmentul este intens, are un finish foarte cremos, foarte hidratant și hrănitor și da, îmi place să îl port pentru că face și puțină îngrijire a buzelor, deci nu e doar cu scop de colorare. Am mai nimerit un ruj de la Miss Sporty pe care l-am de cam mult timp, trebuie să recunosc. Zice aici că are termen de valabilitate 30 de luni. 30 de luni înseamnă 2 ani și 6 luni. Cred că este încă în termen. Da, nu miroase rău, deci probabil că este încă bun. Mai am mult din el. Și acesta este tot așa un roșu destul de aprins. Hai să vedem pe unde îl mai aplic. Un roșu destul de aprins care, tot așa zic eu, că necesită o ocazie mai specială. Nu e genul de ruș pe care să îl porți la birou. Dar este o culoare frumoasă. Mă avantajează, mi se pare mie, cred că are un pic de subton rece și mi se pare că mă avantajează. Nu v-am zis nuanța, nuanța este 301, My Cheeky Cherry, așa arată. Și da, îmi place rujul ăsta și sper să am mai multe ocazii să-l port. Am mai nimerit un ruj de la Alix Xavier în Paris, este un nude, nuanța este 302 nude. Nu știu dacă vă puteți da seama, e scris aici, dar... E scris cu o cerneală, cu o culoare destul de apropiată de ambalajul, așa că nu prea se vede. Un nude foarte, foarte frumos, pe care vi l-am mai arătat într-un clip și v-am făcut chiar și swatch pe mână și v-am arătat că se apropie foarte mult de nuanța aceasta de la Maybelline Superstay Matting.
de nuanța Loyalist, deci un nud foarte frumos, foarte versatil, care se potrivește în foarte multe ocazii. Și uite, am să încerc să le pun așa unul lângă altul. Acesta, al treilea, era cel de la Maybelline și hai să-l dau și pe acesta așa cumva în continuare ca să-l vedeți și voi și o să vedeți cât de mult se aseamănă. Ia uitați! Uitați-vă la el! Spuneți și voi dacă nu sunt aproape la fel, aproape la fel. Uite că a ieșit un pic mai mult și soarele și acum vedeți mai bine. Deci, aproape identice. Aș zice, cred că 95% identice ca și compoziție de culoare. Da. Foarte mult îmi place și acesta. Este cremos. Se simte hrănitor și hidratant pe buze. Finish-ul este mat, dar cremos. Deci, nu este strălucitor, dar se simte foarte plăcut pe buze. Iar ca preț, nu știu să vă zic, pentru că l-am găsit în cutiuța Pick & Dazzle. Am primit chiar întrebări apropo de el pe YouTube, pe un clip pe YouTube. Deci, da, nude de la Alex Avien din cutiuța Pick & Dazzle. Și ultimul, chiar ultimul, nu mai am altele, este acesta, un corai care, ci că ar fi de la Huda Beauty. Din nou, nu cred, cred că e fake. Dar culoarea este frumoasă și este rujul meu preferat al lui Andrei, ca să zic așa. Adică preferatul lui Andrei din toate rujurile pe care le am eu. Întotdeauna când mă vede cu că port rujul ăsta, mă complimentează. Este un corai și unde să-l mai dau ca să-l vedeți totuși. Uite, hai să-l dau. Uite, am să fac așa. Este un corai. Un corai frumos, intens. Așa arată, dar nu cred că vă dați foarte bine seama. Uite acum. Acum e lumina mai bună și vă puteți da seama. Un corai intens, frumos, cu ceva subton roșu, portocaliu și nu știu exact ce, dar cred eu că are și o nuanță mai rece în compoziție, nu pot exact să o identific, dar cred că este acolo pentru că, la fel, îmi scoate în evidență trăsăturile și de obicei asta la mine se întâmplă cu culorile reci, deci în niciun caz cu culorile calde. Culorile calde pe mine mă fac să arăt un pic ștearsă, mă bagă în anonimat, să zic așa, mă pleoștesc, dacă pot să zic așa, din punct de vedere coloristic. Și da, pe mine cel puțin arată mai bine rujurile cu subtonuri reci și mai ales cu albastru. Apropo, ăsta este un truc pe care l-am învățat, cred că tot pe YouTube. Puteți să aplicați inclusiv un fard albastru pe buzete de sub rujului ca să vă faceți dinții să pară mai albi. Albastru scoate albul în evidență. Și da, dragilor, acestea au fost toate rujurile din colecția. E nevoie de atâtea rujuri în colecția, în portfardul unei femei? Cu siguranță nu. Dacă stau să le iau la rând, îmi dau seama că multe dintre ele sunt pur și simplu variațiuni pe aceeași temă. Uitați-vă numai câte din ele sunt mov cu un pic de nude. Cred că cel puțin 3. Plus mai sunt astea două care sunt aproape la fel, dar ca norocul imediat ăsta mi se termină și atunci îmi rămâne acesta. Iarăși corai am una, două, cel puțin două nuanțe. Și roșu, iarăși am una, două nuanțe, roz cu mov, nu mai zic, una, două, trei, da, și acesta patru, mov simplu cam una, două, astea cel puțin sunt mov curat, deci da. Cu siguranță nu e nevoie de atât de multe. Eu zic că dacă aș reuși să mai consum din ele și să rămân la vreo poate 5, maxim 6 nuanțe, ar fi suficient cât să-mi acopere toate nevoile și de ieșiri casual, și de mers la birou, și de mers la petreceri și evenimente speciale, ar fi arhi suficiente. Mai ales că nu vă încurajez să cumpărați extrem de multe. Pentru că altfel o să expire, vedeți cum a fost și cazul acestuia. Opa. Deși rujurile în general au termene de valabilitate destul de lungi, la un moment dat ele totuși vor expira, că oricum e destul de greu să termini un ruj. Am făcut, e adevărat, progrese în ultima vreme, pentru că anul trecut am terminat cel puțin două rujuri, ceea ce pentru mine e mare lucru, dar oricât ai zice, e greu de terminat un
un ruj, așa că nu avem nevoie să cumpărăm chiar atât de mult. Dragilor, astea au fost toate. Spuneți-mi în comentarii care vă plac, care nu vă plac, cu care îmi stă bine, cu care nu îmi stă bine. Eu vă pup pe toți, vă îmbrățișez, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă urez toate cele bune și să ne vedem cu drag și cu bine la un clip viitor. Pa, pa!